Anul acesta, fermierii vor face online demersurile pentru înregistrarea cererilor unice de plată la hectar pe anul 2021, în perioada 1 martie-15 mai, fără să se deplaseze la sediile APIA, a informat luni Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Se va completa o singură cerere unică de plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Fermierii își vor verifica împreună cu primăria, pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința. În cazul în care fermierii dețin animale în exploatație, au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate în Registrul Național al Exploatațiilor. De la data de 1 martie începe campania de depunere a cererilor unice de plată, campania aferentă anului 2021, care se va desfășura până la data de 15 mai. Depunerea cererilor unice de plată și în acest an se va face în sistem online, adică prin transmiterea documentelor pe e-mailurile Centrului Județean și centrelor locale și prin comunicarea telefonică cu fermierii. Fermierii care au depus anul trecut aceste cereri vor fi primii care vor depune solicitarea aferentă campaniei 2021. În campania 2020, la nivelul centrului județean, au fost înregistrați un număr de 29.250 de fermieri, pe care îi așteptăm la centrul județean și la centrele locale pentru informare privind depunerea cererii în campania 2021, relații ce pot fi date și electronic, prin e-mail și telefonic. Schemele pe care fermierii le pot accesa sunt schema unică de plată, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri și pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și sectorul zootehnic. Până pe 1 martie, APIA va derula o campanie de informare cu privire la subvențiile ce pot fi solicitate.